Neața, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. M-am gândit să merg astăzi într-o plimbare în pădure și să filmez niște videouri, pentru că încă e frumos. Nu știu, la noi e vreme de toamnă, deși se apropie iarna cu pași repezi. Se aude un tractor pe drum. Semn că oamenii încă mai ară. Eu sunt la țară, acasă, la mama. Și am venit așa pe repede. Mama o dea de cutia asta. Așa. Și a spus să văd ce fac cu ojele astea, că o încurcă. Adică ori le arunc, ori păstrez. Ce păstrez, ce arunc. Mi-am făcut aici un ceai, pentru că nu beau cafea. Și am ieșit afară, la aer puțin. Și da, o să fac un declutter la oje acum. Eu am mai făcut un declutter, dar credeți-mă că ce e aici e minciună față de ce aveam în momentul în care îmi făceam unghiile. Că după aia unghiile mi le făceam în liceu. Bine că a început și drujba. Super! După aia în facultate îmi puneam unghii cu gel. După aia nu mi-am mai pus unghii cu gel, iar îmi făceam unghii și după aia nu mi-am mai făcut deloc. Și acum astea le-am făcut acum, înainte să deschid camera. Cam dat de oja asta. Că dacă nu mi le făceam. Nu știu, mi s-a, cum să spun, am devenit confortabil, nu știu, parcă înainte, întâlnindu-te cu atât de mulți oameni la facultate, cu tot felul, parcă trebuia să fii țiplă, dar acum la lucru merge și fără unghii făcute. Chiar din potrivă e mai bine, că eu scriu la laptop, la calculator într-una și cu unghii mi-e cam greu, cu unghii mai lungi. Și chiar și cu unghii cu gel mi-e destul de greu să scriu la calculator. Așa că, da, o să vă arăt, o să facem împreună un declutter la oje. Cu ocazia asta vi le și arăt. Cred că o să arunc foarte multe dintre ele. O să-mi păstrez așa, maxim 5 mi-am propus să păstrez. Hai să vedem dacă reușesc să mă țin de numărul pe care mi l-am propus să-l ating. Și după aia o să mergem, eu încă sunt așa, nu știu, am o voce ciudată, cred că nu. Sunt un pic răcită, dar nu foarte tare, am așa un microșu în gât, am tușit de două ori și cam asta e, dar nici nu iau ceva sau n-am luat măsuri în sensul ăsta. Beau un ceai și zic că o să-mi treacă. Hai să vă arăt. Să facem declutter împreună, după aia merg în pădure și o să vă iau și pe voi cu mine. Și ce mai facem? Da, mama a zis că vrea să aprindă niște, cum se numesc, știuleți de porumb pe grădină. Și eu vreau să filmez puțin, dar aia se va întâmpla pe seară. Haideți să haidem. Cred că așa mi-e mai confortabil să filmez. Nu știu cât se vede. Aoleu. Bun, hai să vedem ce și cum. Ce rămâne, ce pleacă, ce. Ce. Așa. Asta. Asta este o ojă transparentă. Rămâne. Asta va zbura. Le punem așa ca să le și vedem. Și le luăm la rând. Asta este de la Farmec. Asta rămâne. Este un vișiniu bun. Ojele de la Farmec sunt foarte bune. Vai, deci drujba aia mă disperă, dar nu mai stau să mai aștept să termine, că nu mai filmez nici la Sfântul Așteaptă. Asta zboară, e o culoare așa foarte de copii, cumva, un roșu așa aprins. No me gusta. Asta este un roz. Mai uite că asta aș păstra-o. Că nu mai am așa roz. Asta zboară. Așa, ce mai este aici? Asta tot zboară, cred că e uscată. Asta la fel. Asta tot, vedeți că pare așa uscată. Oricum nu le mai folosesc. Asta tot. Asta, oare ce să fac cu asta? E așa un, nu știu cât vedeți voi. Nu e bleomarin, e un griu spre bleomarin și cu sclipici. Cred că zboară. Când o să-mi fac eu unghiile bleomarin cu sclipici? Vișiniu, dar asta, nu știu.
Asta cred că rămâne totuși. Mi se pare că e destul de recentă. Așa, asta zboară. Nu mi-am făcut niciodată unghiile cu asta. Cu siguranță nu mi le voi face nici de acum înainte. Bun, asta tot zboară. Mi se pare că e și uscată. Aici mai este foarte puțin și asta zboară. E transparentă. Asta. Asta aș mai păstra-o. Cu asta mi-am făcut acum unghiile. Presimt că mâine mi le șterg iarăși, că nu prea mai suport oja pe unghii. Asta zboară. De acum nu o să mai iau așa multe oje, o să-mi iau una, două și bune. Că n-are rost, eu nu mai sunt tinerică încât să fac unghiile curcubeu, tot galben. Asta este un sclipici. E de la ceva, de la Avon asta îi. Dar nu sunt așa bune produsele de la Avon, eu nu știu de ce. Atâta reclamă sau de la, cum se cheamă brandul, de la Oriflame, la fel. Nu sunt așa bune produsele, eu nu știu ce, așa multă publicitate, pe ce. Asta este un roz. Asta cred că îl păstrez pentru că e cumpărat destul de recent, cred eu. Hai că ăsta îl păstrez. Ok. Asta. Asta e uscat deja, l-arunc. Pașii pusi. Asta este de la Farmec. De la Farmec, în schimb, produsele sunt bune, să știți. Asta îl păstrez. Asta, ce e asta? Oi de mine. Arunc. E un portocaliu, așa, un... fain. O culoare tomnatică. Bun. Asta este un bej închis. Îl păstrez, tot de la Farmec. Aici. Rozul ăsta, la fel, îl păstrez. Asta. Galbenul ăsta îl arunc. Albul ăsta cred că e uscat. La fel. Îl arunc. Aici văd că mai am una transparentă și e plină și cred că o să o păstrez. Am să-mi iau una în oraș și una o las aici la țară. Ce mai am aici? Ce s-a stea oară? Azi două uleiuri de corp. Astea le păstrez. S-au rătăcit ele pe aici. Asta o arunc. Este așa un... îmi place culoare, faină, da? Nu cred că mai mă dau eu cu asta. Nu îmi place. Este tută și când stau ojele mult, se usucă. Asta tot e faină. E un vișiniu spre mov. Așa nu se vede. Nu cred că se vede exact, dar așa e. Toate nuanțele de roșu pe care le-am păstrat, adică astea, trei, sunt diferite între ele. Adică ăsta este un vișiniu pur, închis, așa cum ar trebui să fie un vișiniu. Ăsta este un roșu, spre vișiniu, dar totuși spre roșu mai mult, și ăsta este spre mov. Deci astea le păstrez. Hai că nu m-am încadrat în 5 oje, dar na, ce să-i faci. Da, astea le arunc. Ăsta este un bej deschis. Așa, ăsta este un roșu aprins. Nu-mi place, nu-mi mai place. Așa, asta ce-o fi? Aoleu, cu sclipici. Oare o să mă dau eu de Crăciunul ăsta cu așa ojă? Hai că pe asta o mai lăsăm până după Crăciun și după aia va zbura în caz că să mă mai dau. Asta nici nu știu dacă mai am ceva în ea. Asta este la incert, asta neagră. De fapt, cred că o dau pentru că o arunc pentru că o să-mi iau alta neagră. Eu îmi fac unghiile foarte des cu negru. Îmi plac culorile mate, fără sclipici, fără zorzoane pe unghii, fără nimic. Deci mate, simple, cât mai simple, de lungime medie. Și îmi plac ca și culori să le folosesc, pe care le folosesc mai des. Sunt negru, vișiniu,
și nude sau bejurile astea. Bej de genul ăsta sau așa, un maro, cumva un... o chestie de genul ăsta. Cam astea sunt culorile pe care le folosesc. Rest, nu. Aici văd că mai am o ojă care e tot așa nouă. Pe astea îmi mai fac unghiile așa cu roz de ăsta, care e mișto el. Atunci când port alb, mi se pare că se potrivește super tare rozul ăsta cu haine albe. Da, deci cam asta a fost declutter-ul. Astea vor rămâne, câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, aoleu, un pot să cred. Dar da, tot e mai bine decât câte aveam. Și aici câte am aruncat. Astea sunt cele pe care le aruncăm. Bine că sunt mai multe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 aruncăm, hai că e bine, hai că m-am descurcat la declutter. Mă duc la mama și le arăt pe astea, zic, astea le păstrez. Cred că mi le dă de cap, dacă iar le pun unde nu le este locul. Astea așa le punem. Și gata, stai așa că nu... Și gata declutter-ul. Nu am prea multe oje. Și dacă nu o să folosesc nici din astea pe care le-am păstrat, și astea o să zboare cu timpul. Termin să-mi beau ceaiul și cred că vlogul nostru de astăzi o să continue din pădure. Așa arată sucul de mere pe care l-am făcut atunci când v-am arătat în vlog. Sunt puse așa în pungi de astea hermetice și ca să bei sucul de aici, nu mă desface asta, eu acum nu o să desfac. Și e ca un fel de robinet, se apasă aici și iese sucul. E foarte practic așa și avem multe pungi. Am ajuns în pădure! E în sfârșit un vis de-al meu! Toamna aceasta era să ajung în pădure și să mă bucur de peisajul ăsta frumos cu frunze căzută pe jos, dar n-am apucat. Și astăzi mi-am luat inima în dinți și am zis, fie ce-o fi, eu mă duc în pădure. Și iată-mă. Ia uitați ce frumos. Superb. O să vreau să urc dealul acela pe care îl vedeți. Pe cameră văd că nu pare așa de mare, dar să știți că e abrupt. Băuleu, pe cameră pare chiar mic. O să ziceți că vă mint că am urcat un deal mai mare. O să încercăm. Vreau să iau niște cadre de acolo și apoi să filmez ceva. Stai așa că... I-am lăsat rucsacul acolo în vale și n-aș vrea să apară în cadru. Plus că nu vreau să urc cu greutate la deal, vreau să urc așa. Poate reușesc să și filmez și atunci, dacă am și camera, m-ar încurca ghiozdanul. Nu știu cât mă auziți că foșnesc frunzele astea într-un hal. Wow, ce super e! E, hai că nu e așa de greu de urcat. Ce față cred că am. E urât, dar să știți că eu veneam aici cu tatăl meu foarte des și era greu de urcat. Nu știu, oricând eram mică, mi se părea și mai greu. Păi deci, atât ai de înșelătoare pădurea, că intre în ea, eu acum sunt singură și tot mergi așa înainte, ți se pare că a, păi de acolo am venit, din spate și că știi de unde ai venit. Și deși cunosc pădurea asta, pentru că am fost aici de atâtea ori, ai șanse mari să te rătăcești, pentru că pădurea e foarte înșelătoare. Adică te poți pierde ușor în ea
fiindcă nu vezi nimic și te trezești la un moment dat, băi, dar eu de unde am venit, dincolo sau dincolo? Eu n-am intrat foarte adânc în pădure, pentru că am venit doar să filmez. Scopul meu nu e să parcurg kilometri, că nu sunt la maraton. Am venit așa să mă bucur puțin de natură. Ai de mine, poate o să vedeți și o căzătură, știi, de mea, aici pe cameră. Îți vă dați seama că dacă cad, nu las pe cameră, o tai. Vai. Hai să mai urcăm. După ziua de azi, încheiem vlogul într-o notă mișto, nu? E oricum, acum când urc, este după masă. E ora 4, cam așa. Hai că mai urc un pic și mai filmez de pe deal, că mi-e greu să țin și camera și să mă urc. Uitați ce abrupt e. Nici jumate n-am urcat. Să știți că nu se poate urca pe aici. Că eu când veneam nu erau copaci ăștia, dar acum spuiețe ăștia. Și n-ai pe unde să calci, nu știu. Da, cred că cam atât a fost. Am urcat. Hai că se vede frumos. Ia uitați. Hai că de data asta n-am mai căzut, am coborât eu în viteză, că n-ai altfel cum. E abrupt. O să mănânc ceva, că de asta am venit în pădure să mănânc. Mâncarea e mai bună în pădure și mă duc acasă. Se pare că eu și natura nu prea avem o relație așa mai distantă, ca nu ca de perete. Am reușit să și filmez, am și mâncat o leacă, am băut un ceai și gata, mă îndrept spre ieșirea din pădure. Cam așa o să se încheie ziua asta, pentru că o să fac și încheierea, că nu mai fac altceva. Deja s-a lăsat seara și rece și s-a și întunecat, adică am pierdut lumina aia bună. Aș mai fi vrut să filmez un video, dar nu mai e așa lumină bună și am renunțat. Bine, eu mi-am propus și să fac multe, eu în general îmi propun prea multe și normal că nu reușesc să le fac pe toate. Dar oricum sunt mulțumită de ce am filmat și de faptul că sunt în pădure și că am luat aerul curat, m-am relaxat. Cam acesta a fost videoul de astăzi, dragilor. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui video dacă v-a plăcut. Iar până când ne vedem data viitoare, kisses! E foarte târziu deja, e ora 5. De fapt, nu e chiar atât de târziu, dar nu se mai vede afară. Și m-am grăbit să duc camera, să filmez, să am amintire momentele astea când strângem porumbul, dăm foc la el, pentru că nu știu când o să mă mai întâlnesc cu momentele astea, dar nu prea se vede. O să încerc să lăsăm și pe mâine o leacă ca să poate prind mai lumină, dacă nu o să rămân cu cadrele astea. În orice caz, o să filmez puțin. Sper să vă transmit și vouă atmosfera asta de toamnă la țară, când se ard ștuleții.
Și am pregătit acolo niște cartofi, vreo 17, pe care o să-i punem în foc după ce ard o leacă frunzele și știuleții. Aici sunt cartofii, deja nu se mai vede. Și aici am porumbul pe care o să încerc să-l coc. Uuu!